la Africa de Sud 2010, Waka Waka, am ascultat-o pe Shakira. Bună dimineața, Cătălin Tolontan, bine venit la Europa FM în deșteptarea. Bună dimineața. Neața. Bună dimineața. Africa de Sud are un guvern mai integrator cu femeile, mai cinstit în a împărți funcțiile decât guvernul României. Deși România are în compoziția populației 48,9% bărbați și 51,1% femei, avem în guvern doar 5% femei. Mai exact, o singură femeie, pe Gabriela Firea, ca ministru, între cei 21 de bărbați din compoziția guvernului, socotindu-l aici și pe premierul Ciucă. Poftim, scuze, Vlad. Gabi Firea face cât 10? Bun, putem aborda și varianta glumeață. Chiar mi-am adus aminte și Luca știe foarte bine, în lumea fotbalului există tot felul de superstiții și sunt personaje extrem de cunoscute, oameni care au avut performanțe apreciabile în fotbalul românesc, cum ar fi Anghel Iordănescu, care avea o sumedenie de superstiții. Ți-aduce aminte, șeful Luca, aceea cu autocarul, de exemplu, pe când antrenea echipa națională. Nu dădea niciodată cu spatele. Exact. Și mai erau superstiții legate de autocarul echipei naționale. Care? Că nu lăsa, da, nu aveau voie femei în autocar. Exact. Guvernul Ciucă... Dar știi că, scuză-mă, paranteză asta, că nu ai voie cu femei la bord a domnului Iordănescu la autocar, asta înțeleg, este... Ce? Nu aveau acces în autocar persoanele de sex feminin, adică nu era în ideea că n-aveau voie zină cu gagici în autocar. Da. N-avea voie nicio femeie să pună piciorul în autocar. Da, asta, așa era. Fie ea ziaristă, femeie de serviciu. Am înțeles, Luca, așa era. Era un soi de altar. Da, așa era pe vremuri în marină, adică pe vremea corăbilor cu pânze, așa. Femeile, dacă se spunea că aduc ghinion. Și uite, cred că la un moment dat a intrat o femeie în autocarul echipei naționale, că de asta a intrat la apă fotbalul românesc sau ceva. Exact, nu mai explică. De la povestea din marină au trecut câteva sute de ani, s-au schimbat mult și navele. Da, evident. De la povestea cu autocarul, parcă au trecut sute de ani, apropo de performanțele echipei naționale. Corect. Da. Și noi am rămas cam la același nivel. Colega mea, Ata Constanda, de la Libertate, a avut curiozitatea să documenteze foarte multe țări, nu doar din Europa, ci și din lume. Și rezultatul nu-l calific cu niciun adjectiv, doar voi da câteva exemple. Suntem cel mai misogin guvern din toate guvernele Uniunii Europene. Toate guvernele, cu excepția Ungariei, care are și ea în componență Ungaria o singură femeie guvern, toate guvernele au mai multe femei. Dar sunt foarte multe guverne. Poți să te corectez? Adică poți să, nu știu dacă, adică nu-mi permis să te corectez, dar e o nuanță. Misoginismul e o atitudine, cum să spun, cu intenție. Acum, crezi că cu intenție n-au mai multe femei? Adică le-au urmărit și au zis nu, femei, în guvernul României, sau pur și simplu nu e interesat și nici nu s-au gândit la asta? Ceea ce nu e vreo scuză aici. E foarte bună întrebarea ta, Vlad. Haideți să enumăr totuși cifrele și ajungem împreună. Încercăm fiecare dintre noi să argumentăm aici. Bun, deci ultimii din Uniunea Europeană. Țări declarate state islamice de către ele însele, cum ar fi Pakistanul sau Omanul, au mai multe femei în guvern. Pakistanul are 4 femei din 31 de miniștri. Sultanatul Oman are 3 femei din 26 de miniștri. Cred că și în Iran, care este din lume, teocrație Indonezia, islamistă, are 6 femei din 31 de miniștri. Tunisia are 10 femei în guvern. Egiptul are o femeie în guvern. Moldova, Serbia și... Am mers aproape de noi acum. Moldova, Serbia și Rusia au mai multe femei în guvern decât avem noi. Cam astea sunt cifrele. Și nu numai la guvern. E foarte interesant. Noi avem 0, de exemplu, femei în conducerea băncii naționale, în timp ce în Europa media este de 25%. Deci în Europa, în toate băncile naționale ale UE, unul din 4 angajați de vârf în colegiul care conduce băncile respective este femeie. La noi nu este nicio femeie. Acum, mergând la întrebarea ta, pentru că oamenii într-adevăr au întrebat și ei de ce vă luați de această cifră. Până la urmă, ce contează? Contează să fie capabil. Și tu ai spus, oare au făcut-o conștient? Păi dacă n-au făcut-o conștient, înseamnă că tot guvernul este ales în mod inconștient și irațional. Da. Să-mi fie cu iertare. Totuși,
Tu ai mai multe femei într-o țară și când e vorba să repartizezi pozițiile de putere în țara respectivă, cele executive concret în cazul guvernului, care cheltuiesc zeci și zeci de miliarde și au decizii care privesc pe toți locuitorii țării astea, tu dai doar 5% din poziții femeilor, nu cred că se poate spune că a fost o alegere pe competență. De-al minterii, totuși, hai să ne uităm. Dacă ar fi fost pe competență istoria celor 30 de ani, când guvernele României au avut peste 90% bărbați în medie, nu arată că ar fi făcut o alegere atât de mult bazată pe pricepere și pe performanța celor care au fost puși miniștri acolo. Bun, dacă îmi permiți, aș completa, aș spune că orice autoritate, în orice țară, nu are doar o funcție de administrare sau de aplicare și impunere a legilor, ci și de reprezentare și o anumită simbolistică. E important pentru guvernul României, care se pretinde o țară europeană, civilizată, modernă, să dea și un semnal în acest sens și, într-adevăr, să aibă o componență echilibrată a echipei guvernamentale din acest punct de vedere. Deci, fără nicio îndoială, este un mesaj foarte prost pe care îl dă cabinetul Ciucă prin această subreprezentare cumplită a femeilor în executiv. Plus că termenul misogin, pe care noi la Libertatea ni-l asumăm și continuăm să-l atribuim acestui guvern, se referă conform Dex la disprețul pe care l-a acord femeilor, la versiunea pe care o ai. Noi considerăm că e o formă de dispreț față de femei, femeile fiind bune aproape peste tot, mai puțin, arată indicatorii europeni, mai puțin când e vorba de distribuirea puterii. Aș încheia, că tot e ziua României mâine, cu un exemplu din Pakistan, că ai tocmai vorbit foarte bine, Vlad, despre felul în care distribui totuși puterea într-o țară. Pakistan, care este declarată o republică islamistă, asta e și numele oficial al țării, Republica Islamică Pakistan, are în parlamentul său, noi stăm foarte proști în parlament cu reprezentarea, are în parlamentul său locuri garantate pentru femei și are locuri garantate pentru femeile care vin din zonele nemusulmane. Deci până și Pakistanul, care a avut vreo două alegeri libere de când s-a desprins de India, în vreo 60 de ani de existență. Bun, mulțumesc foarte frumos, Cătălin Tolontan. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.